Domnul Radu este proprietarul unui apartament aflat într-o clădire încadrată în clasa 1 de risc seismic, pericol public. Conduce și o asociație care militează pentru reconsolidarea clădirilor cu bulină. De mai mulți ani se luptă zadarnic pentru reconsolidarea clădirilor aflate chiar în centrul vechi. Se lovește atât de neimplicarea primăriei, care deține aproape 1/3 din imobile, cât și de nepăsarea a 3 dintre locatari. Motivele sunt foarte variate, pornind de la faptul că nu interesează și vrea să moară cu blocul, până la ceea că, eu știu, speculații imobiliare sau chiar și reavoință. La câteva străzi distanță, alt imobil cu bulină, alte probleme. Toți vor și chiriași și proprietari, doar că știu că sunt mari costurile și nu știu cât alocă bugetul local. În capitală sunt 774 de clădiri cu bulină, dintre care peste 180 sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic, care reprezintă pericol public. Important de precizat este faptul că toate aceste clădiri au fost expertizate în urmă cu peste 20 de ani. Sunt absolut convins că în ultimii 20 de ani alte 2000-2500 de clădiri au fost afectate de neîntreținere, de seismele din ultima vreme și ar putea să intre în această clasă de risc seismic. Potrivit Primăriei Capitalei, în ultimii 27 de ani au fost consolidate doar 20 de clădiri cu bulină roșie. Bugetul alocat în acest an clădirilor cu probleme e promițător. 10 milioane de euro pentru 86 de clădiri aflate în diverse etape de consolidare. Suma nu e neglijabilă, dar nu poate să fie consumată. Sunt o mulțime de proceduri prealabile pe care primăria ar fi trebuit să le realizeze până în momentul ăsta. Potrivit ultimilor statistici, în clădirile cu bulină roșie din capitală trăiesc aproximativ 8.000 de oameni.